Analiză Celta Vigo Barcelona 2-2. Cred că cel mai mare semn de întrebare înainte de meci era dacă Barcelona chiar poate sau nu să câștige fără Lamine Yamal. Răspunsul l-am aflat, că ne place sau nu, Barcelona e dependentă de un puști. Fără el suferă toată lumea pentru că se răstoarnă echipa la propriu. Dar revenim la asta la final, hai să trecem prin toți jucătorii. Iñaki Peña, meci foarte bun pentru el, nu e vina lui la goluri. Per total, ieșiri bune, a și compensat poziționarea proastă a lui Gerard Martin în prima repriză, a avut o paradă fabuloasă la Moriba minutul 20 când a scos mingea aia de sub bară, era să fie surprins în minutul 54 de Aspas cu un șut de undeva de la 40 de metri, dar a avut noroc, a avut o intervenție cât un gol în minutul 57 la Duvicas, deși fusese offside, apoi apără în minutul 64 la proaspătul intrat Alfon, a fost un moment important, nu vreau să știu cum se schimba meciul dacă se marca atunci. După 2 minute, minutul 66, din nou scoate pe o contră periculoasă, iar la final tot el scoate golul de 3-2 din reluarea lui Borja Iglesias. Fără Iñaki Peña, Barcelona pierdea și meciul ăsta, Flick a făcut bine că i-a oferit încredere. Jules Koundé a început meciul foarte bine, fiind unul greu în banda aia, pentru că omul lui de marcaj a fost Bamba, un jucător cu multă viteză. Nu doar că l-a ținut bine pe Bamba la început, a dat și asist pentru golul lui Rafinha. A doua repriză însă a fost dezastru. A început gradual să piardă dueluri în bandă și culmea a jucat și mai rău după ce a ieșit Bamba. Eroare uriașă în minutul 84, trebuia doar să dea în ea cât de tare putea, nu să se complice. În loc să facă asta, el a pus mingea pe tavă lui Alfon, practic i-a readus în meci pe Celta. Și nu doar atât, a stat prost și la offside la golul 2 al lor, deci practic Koundé e vinovat la ambele goluri, la fel ca Mingesa la ei, dacă judeci doar după meciul ăsta n-a făcut mare upgrade Barcelona. Pau cu Barça cred că e cel mai prost meci al lui, dacă nu cu siguranță printre cele mai proaste. A fost lent de multe ori, nesigur, intervenții inexacte, a părut că vine după vreo 5 meciuri consecutive, părea cel mai obosit din linia defensivă. Cu Araujo pe punctul de a reveni curând, dacă va juca tot așa în continuare, nu-l văd foarte bine pe Cubarsi. Iñigo, singurul om dintre titulari care s-a apărat pe bune la Barça meciul ăsta. A fost foarte bun, a avut multe sprinturi din alea de făcut înspre proprie poartă, prezent, atent. S-a și văzut frustrarea lui vis-a-vis de unii colegi care nu erau implicați. Știa el de ce țipă la ei aproape toată prima repriză, s-a văzut în a doua. Gerard Martin și începe să mă doară capul când îl văd în primul 11. A luat primul galben în minutul 4, deci început foarte bun de meci, ce să zic. A stat din nou prost la offside-uri, nu se înțelegea aproape deloc cu Iñaki Peña. Practic, singurul lucru bun făcut de el e că a avut o intervenție în minutul 19 când a respins în corner un șut periculos. Dincolo de asta, a avut mai multe faze discutabile cu Aspas. Mai întâi s-a cerut un penalty, n-a fost, s-ar fi dat mult prea ușor. Aspas a ezitat mult la faza aia, deși a avut poziție, n-a tras la poartă, a așteptat practic o mână pe el cât să cadă. O fază mai serioasă însă a fost aia la care putea să ia roșu înainte de pauză. Erau circumstanțe de cartonaj, dacă arbitrul i-ar fi dat al doilea galben, nu cred că se mira nimeni. În același timp, nu poți nici să-l acuzi pe arbitru că n-a dat, Martin s-a dus pe adversar, dar nu i-a prins piciorul. A fost la limită, dar dacă arbitru îi dădea roșu acolo, n-aveai ce să protestezi. Casado n-a jucat rău, a avut și un șut în minutul 25, dar peste, joc bun per total, în nota lui, dar totul a luat o turnură greșită la final, când a luat galben în minutul 75, apoi roșu în minutul 82. Cred că acolo a fost mai mult o compensație pentru Gerard Martin, fiindcă la al doilea mi se pare mie că a fost dat prea ușor. Da, a greșit că a împins și el, dar nu știu dacă Moriba sau cine era acolo ar fi ajuns neapărat la mingea aia. Totuși nici aici nu poți să dai în vreun fel vina pe arbitru, circumstanțe de al doilea galben erau. Pedri, el și-a văzut de meci, nu cred că lui putem reproșa ceva neapărat, pasă bună minutul 31 pe Rafinha, ar fi putut să repete acolo faza de la primul gol și să-l lase pe Rafinha cu portarul, a mai dat câteva pase bune asemănătoare în meci, una pentru Olmo pe minutul 65, dar Olmo a fost foarte lent acolo, în rest nu prea știu ce să zic despre Pedri, n-a fost clipitor ca în alte meciuri, dar nici n-a greșit ceva. Cumva echipa din jur n-a mers, el a fost ok. Rafinha, clar cel mai bun din teren la Barça. A avut un șut de viață în minutul 11, deci el a bifat și prima șansă de gol, apoi în minutul 15 a deschis scorul, a profitat de greșeala lui Mingesa, a pătruns și a întors mingea pe stângul și a făcut 1-0. Continuă cu un șut nereușit în minutul 22 dintr-o poziție bună, după o minge așezată de Leva, apoi încă 1 minutul 59, destul de mult peste, s-a grăbit la faza aia, avea și opțiuni de pas. Putea să închidă meciul și să facă 3-0, dar a lovit bara în minutul 77, mingea a revenit în portar și nu s-a deviat în poartă de acolo. Puțin ghinionist aici, dar foarte bun în rest. Gavi a jucat mai sus decât credeam, l-a pus Flick să facă pressing, e excelent pe găsit spații pe înșurubări, uitasem cât de bun e la treaba asta. Uneori a făcut un fel de rocadă cu Pedri și stătea el mai în spate, cred că are poziția de titular peste De Jong în momentul ăsta, a mai scăzut ritmul cei drept în a doua repriză și a fost schimbat. Olmo, meci modest la el, a jucat pentru prima oară în stânga, în începutul de meci era destul de greu de găsit de colegi,
a și ieșit rar în spațiul la liber dintre linii, deci n-a fost în elementul lui. E adevărat că a venit și în defensivă de mai multe ori, dar pe atac a părut destul de deranjat de poziția în care joacă. Cred că nu-i place acolo și ar vrea să fie utilizat mai degrabă central. Realizări puține, a dat un șut pe poartă în minutul 44, nu destul de bun încât să înscrie, și cea mai notabilă contribuție a lui a fost pasa aia bună pe Rafinha la bara de minutul 77, cu un pic de noroc avea asist acolo. Lewandowski a marcat odată în minutul 41, dar din offside. Mă deranjează la el că ține prea mult de minge uneori, îngreunează fazele respective, plus că pare că suferă cel mai mult fără Yamal, se vede puțin în jocurile astea. Totuși, el și-a făcut datoria, gol în minutul 61 după o greșeală tot la Minghesa, de care profită Rafinha, pasă la el care are noroc că îi rămâne mingea după duelul cu Starfield și înscrie. Cât timp Noir îți marchează, n-ai ce să-i reproșezi. Rezervele, Hector Fort intrat în locul lui Gerard Martin, care era clar pasibil de roșu, e mai bun decât Martin oricum la orice oră. Totuși, multă lume se aștepta să intre Balde, dar n-a intrat. În rest, Fort n-a jucat rău, atent, a dat puțină liniște de care era nevoie acolo în spate, poate un pic prea multă de la și derutat pe Jules Koundé. A luat și un galben, complet meritat în minutul 80. Fermin Lopez, intrat în locul lui Pedri, a dat o pasă aiurea spre final care a pus Celta pe o contră, a luat și un galben, dar putea să dea lovitura cu asistul din ultimul minut pentru Rafinha. N-a fost asist pentru că Marcos Alonso a făcut acolo ce n-a făcut niciodată la Barça. A avut o intervenție bună în apărare și a prevenit un gol. De Jong l-a schimbat pe Gavi, mă deranjează la el că nu șutează, are și el obiceiul ăsta de a opri unele faze, de a le liniști, chiar dacă logic ar fi să profite de ele și să genereze mai departe pericol. În rest, nu poți să zici că a greșit neapărat, a ieșit bine cu mingi din apărare, deși nu le-a fructificat, a legat mijlocul așa cum face el de obicei, dar na, am momente când îl văd și îmi dă vibe de Barcelona care juca sub Koeman, Barcelona aia care n-avea pic de viteză pe construcție și treaba asta nu-mi place. Pau Victor și Pablo Torre intrați fix la final, din nou n-am ce să analizez prea multe la ei, puțin timp pus la dispoziție încât să facă ceva notabil. Per total, cum a arătat meciul? Celta a început și mai bine și cred că per total merita victoria. Barcelona a stat în meci datorită calității individuale, dar în ce privește jocul colectiv, Barcelona e cel puțin două nivele sub ce am văzut până la meciul cu Real Madrid. Cumva, paradoxal, după cel mai bun meci al sezonului, au urmat cele mai proaste ale sezonului. Barcelona face primul egal și are primele două meciuri consecutive fără victorii. A fost un semnal de alarmă și după primul gol, Barcelona, din nou, deloc caracteristic lui Flick, a cedat inițiativa. N-a mai fost ca meciurile de la început de campionat, în care nu conta că e 2-0 sau 4-0, echipa căuta să mai înscrie. Și dincolo de faptul că sunt două meciuri consecutive fără victorie, sunt două meciuri consecutive în care Barcelona joacă per total rău. E o pantă descendentă, Flick trebuie să facă ceva. Adică jucătorii joacă de parcă n-au chef sau joacă de parcă au meciurile câștigate de la început și nici nu mai trebuie să depună efort pentru asta. Și da, că ziceam la început, 3 meciuri fără Yamal, 3 meciuri fără victorie. E o mare problemă. Nu că Barça n-ar fi putut să câștige ieri, până la urmă a avut golul de 3-0 îngheată cu un sfert de oră înainte de final, dar uite că n-a intrat și până la final Barcelona a cedat avantajul. Cred că singurul lucru pozitiv în atac pe care îl poți lua din meciul ăsta, dincolo de Rafinha, care nu mai e ceva neobișnuit, e formația Diamond, creată de Gavi, Pedri, Casado și Olmo, care în unele momente, puține cei drept, arăta foarte interesant. A părut că se leagă frumos pasele și că rolul fiecăruia nu e 100% clar acolo, ci e fluid, dar funcționează. În rest, ciudat, steril, sărăcăcios meciul făcut de Barcelona. În campionat, dacă Real câștigă mâine, sau mă rog, azi când vă uitați voi, și câștigă și meciul restant cu Valencia, se apropie la doar un punct. Cineva să sune clopotele că e pericol. Ai jucat degeaba magnific primele etape dacă după ce ai trecut de cel mai important test de până acolo, te-ai muiat de tot. Eu v-am zis încă de acolo că nu e deloc decis campionatul, dar nu speram să mi se confirme atât de repede ca în dreptate. În rest, ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Așa cum zic de fiecare dată, dacă vrei să mă susții, sunt tot felul de linkuri sau butoane pe sub clip. Oamenii care apar în lista asta le-au apăsat deja și le mulțumesc. Eu nu vă mai rețin, până data viitoare, să fiți cu minți. Hai, pa!